În mai multe locuri din Deva de câteva zile se comercializează mărțișoare. Locul cu cel mai mare număr de comercianți pe metrul pătrat este cel din fața pieței agroalimentare, unde oferta este extrem de generoasă. Comercianții așteaptă, mai ales astăzi, clienții, iar părerile despre cum merge vânzarea sunt împărțite. Mărțișoare frumoase, în formă de potcoavă, trifoi, ghiocel, care vestește primăvara. Soare, să vină la noi la soare. Care sunt prețurile? De la 1 leu la 10 lei. Cum merge vânzarea față de anul trecut? Cam slăbuți. Așteptăm pe sfârșit să vedem cum va fi. Să știți că prețurile sunt mai mici decât anul trecut. Chiar și cele lucrate manual, cu ani în urmă, noi lucram numai manual. Apoi am trecut și noi la cele cumpărate din magazine, cu părere de rău că nu-și doresc prea mult din astea lucrate manual. Vânzarea cum e? Vânzarea? Bunicică. Nu foarte bună, dar bunicică. Deci suntem mulțumiți. Pentru cei mai pretențioși există și mărțișoare confecționate manual, unele chiar încrustate cu pietre prețioase, iar prețurile sunt pe măsură. Și în acest caz, părerile despre cum merg vânzările sunt împărțite. Oferim mărțișoare lucrate manual, avem și accesorii cu Swarovski, care sunt și placate cu argint, inimioare, așa minion din ghindă, emoji, fluturi din saten și multe accesorii, la fel și coșulețe, cutiuțe lucrate de noi, aranjamente cu flori de săpun, brățări, cam tot ce se poate. Care sunt prețurile și cum merge vânzarea? Prețurile încep de la 2 lei, vânzarea merge destul de rău, dar sperăm ca zilele acestea să se hotărească de venit să mai și cumpere. Destul de bine astăzi. Ce oferiți? Mărțișoare lucrate manual, făcute în familie, soția, fetița. Ajut și eu cu ce pot, mai mult la vânzare. Prețurile care sunt? De la 3 lei și mai scumpe, depinde de cât de complex este produsul. Comparativ cu anul trecut? Cam la fel, prețurile nu prea s-au scumpit. Deși trăim într-o lume în care de la zi la zi prețurile cresc tot mai mult. Clienți sunt? Da, sunt. Pentru toate gusturile, pentru toate felurile de mărțișoare, mai ieftine, mai scumpe. Zona din fața pieței este plină și de flori, la fel la prețuri pentru toate buzunarele și aici fiind așteptați clienții. Ce oferiți de 1 martie? Zambiluță, mai multe nuanțe, crizanteme, primule și țiclame, cam atât deocamdată. Care este prețul? De la 10 lei. 10 lei zambiluța, 10 lei primula. Și vânzarea merge? E prea frig, nu. Încă nu, dar sperăm că până diseară să avem vânzare. Ca și în cazul mărțișoarelor, și la flori sunt oferte bogate și pentru cei mai pretențioși. Anul acesta îi aștept cu drag pentru început de sezon, cu zambile și lalele, florile care se oferă cu mare plăcere, sper eu, de către domn, doamnelor, domnișoarelor și fetițelor lor, de ce nu? Prețurile în momentul de față variază, încep să zic așa de la 8 lei, 10 lei, 12 lei, depinde, am și cele care le-am ambalat eu, ca să zic așa, un pic am muncit la ele mai mult, acelea ajung la 12 lei, variază prețurile în funcție și de floare. Sunt pe oricum găsiți pentru toate gusturile și toate buzunarele, să zic așa. Comparativ cu anul trecut, cum merge vânzarea? Abia astăzi am ieșit. Pentru că a fost vremea deloc prietenoasă cu noi zilele trecute, sper la bine! Florarii vor mai fi prezenți pe străzile din Deva și în zilele următoare, aceștia așteptând vânzări record de 8 martie. Cei care doresc să ofere cadouri mai deosebite de Ziua Femeii o pot face vizitând târgul de produse handmade organizat de Primăria Deva, care este funcțional la cal, pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean.